Salut, sunt Silviu și azi o să-ți povestesc care au fost motivele pentru care am decis să-mi renovez singur apartamentul pe care l-am cumpărat și de ce e posibil să fie și pentru tine foarte avantajos. Și dacă te decizi să renovezi și singur, poți să urmărești episoadele viitoare, că îi voi detalia toate etapele prin care am trecut. O să pun și în descrierea acestui clip o listă cu viitoarele episoade. Dacă am sărit peste vreo etapă sau vrei să știi anumite detalii la fiecare în parte, poți comenta la acest clip și o să iau în considerare în clipurile viitoare. Acum, vreau să încep prin a spune că oricine poate să renoveze azi în 2024 propria locuință. Trebuie doar să vrei. Știu că poate părea complicat la prima vedere și este dintr-un anumit punct de vedere, dar de asta și fac serialul ăsta, ca la finalul lui să te crezi în stare și dacă vrei, să și faci. Să trecem însă la subiect. De ce am decis să-mi renovez singur apartamentul? Am pornit de la faptul că sunt pretențios. Dar de fapt, nu sunt pretențios. Haideți să vă explic. Pretenția mea referitoare la calitatea renovării este ca meseriașii care lucrează să facă o treabă cel puțin la fel de bună ca mine, un gigel care vede câteva clipuri pe YouTube și se apucă să facă pentru prima dată de capul lui aceeași treabă. Sunt pretențios? Nu cred. Cât de treabă bună să facă un gigel cu experiență de câteva clipuri vizionate pe YouTube? E clar că nu faci cine știe ce capodoperă. E bine, cu toate acestea, eu cred că 90% din meseriașii din România ar face o treabă mai proastă decât aș face eu cu câteva clipuri de YouTube la activ. Atenție însă, nu zic că după ce m-am uitat la câteva clipuri devin mai meseriaș decât 90% din meseriași din România. Nu! Dar eu, pentru că fac pentru mine, o să compensez lipsa de experiență și îndemânare cu mai multă atenție la detalii și timp investit în finisaj. Și în final, o să scot o treabă mai bună decât ar scoate 90% din meseriași din România. Așadar, o treabă mai proastă decât aș face eu era exclusă. Și nu doar pentru calitatea lucrării mai proaste per se, deși ăsta e principalul motiv. Dar mai sunt și altele. Ca de exemplu, pentru nervii asociați bulelilor sau episoadele de genul eu azi îi atrag atenția că nu a făcut ceva bine și el mâine nu mai vine că s-a supărat. Și pe urmă rămân cu lucrarea neterminată și trebuie să caut alți meseriași iar. Sau să trebuiască să aștept după naveta pe care o face meseriașul între 3-4 lucrări executate în același timp. Plus că nici eu nu aș fi rezistat să nu mă implic sau măcar să mă documentez cât de cât în majoritatea etapelor. Deci tot mi-ar fi mâncat ceva timp, pentru că adevărul e că în toată această aventură 50% din timp a fost documentare și 50% execuție. Deci cei 50% documentare probabil tot ar fi existat, poate nu așa de intens, dar tot ar fi fost. Și sper ca prin acest serial să-i ajut pe cei care vor trece din nou prin experiența prin care am trecut și eu să-și reducă foarte mult acest timp de documentare. Mai ales că odată ce ai toate informațiile prezentate clar și succint, cum am eu de gând să fac, îți va fi mult mai simplu să construiești pornind de la un schelet clar. Așadar, dintr-o dată am rămas doar cu 10% din meseriași. Ăștia ar putea să facă o treabă mai bună ca mine, dar aici intervin mai multe probleme. Meseriașii buni sunt căutați, au programul încărcat. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să-i organizezi unul după altul, este foarte dificil spre imposibil. Sau cu pauze între etapele lucrării și te trezești că durează 2 ani renovatul. Sau poți să aștepți după o echipă care face totul cap-coadă, tot vreo câteva luni bune până să se apuce la tine. Dar acolo, din nou, după aceea nu o să mai ai aceeași calitate, probabil. Jack of all trades, master of none. Bun, plus problema de bani, care e dublă. Pe de o parte pentru că meseriașii buni sunt scumpi, evident. Și pe de altă parte, dacă durează foarte mult renovatul, tu ai un bun pe care îi plăti niște bani, care începe să se amortizeze, ai un cost la el, dar de care tu nu te folosești. Practic, dai bani degeaba aproape. Plus că există tot timpul riscul ca și la ăștia scumpi să te trezești cu buleli. Păi, să nu-ți pleznească o venă în cap când ai o căruță de bani și tot prost iese? Sigur, poți să mergi pe ceva extrem de scump și foarte calitativ, dar la bugetul ăla nu mai renovezi un apartament în drumul Taberei, ci o vilă în Cotroceni. Eu am estimat, bazându-mă pe ofertele primite, o manoperă economisită la apartamentul meu de aproximativ 20 și ceva, 22.000 de euro.
Dacă aș fi ales însă meseria și din aia 10%, probabil ar fi fost chiar mai mare, 25-30 de mii de euro, ceea ce nu sunt puțini bani. Acum, fiecare trebuie să-și calculeze cam ce manoperă și-ar economisi în cazul lui particular, cât ar trebui să muncească să câștige banii ăia și dacă nu cumva chiar e mai profitabil să-și ia 2 luni concediu fără plată și să facă renovarea de unul singur, care putea economisi mai mult decât ar fi câștigat la muncă în aceeași perioadă. În cazul meu particular de asistat social, n-am avut și timp, ceea ce evident că a contat în decizia de a renova singur. De fapt, a fost un cumul de factori care m-au determinat să aleg să renovez singur. Primul este, așa cum am mai zis, timpul. Trebuie să ai ceva. Așa cum ziceam și mai sus, 5% a fost documentare. Asta o poți face la serviciu, în drum, la și spre serviciu, seara în pat, în mașină în timp ce conduci. Chiar și cineva cu serviciu de 8 ore ar trebui să poată să facă asta. Asta e partea care mi-a plăcut cel mai mult și cel mai probabil, oricum o făceam și dacă nu mă ocupam eu efectiv de execuție. Mi-a plăcut foarte mult să învăț din domenii diverse și să combin în final o soluție tehnică modernă și eficientă. Execuția însă e mai delicată, că trebuie să fii acolo, evident. Eu am început la final de octombrie 2022 și m-am mutat la 1 iulie 2023, cam 8 luni în mare. Dar apartamentul este mare, renovarea e totală și am făcut foarte multe chestii în el, de la încălzire în pardoseală la ventilație cu recuperare de căldură. Însă nu am fost acolo zi de zi. Din contră, pauză de Crăciun de 2-3 săptămâni, de Paște la fel, duminica de obicei era liberă și în toată această perioadă nu am vrut să neglijez familia, deci exclus zile de lucru de la 7 dimineața la 12 noaptea. O idee mai bună asupra cantității de muncă o să o faceți probabil pe finalul serialului, când vedeți câte s-au făcut în apartament. Acum, cu experiența acumulată, probabil mi-ar lua jumătate din timp. Cred că și mai puțin, că jumătate din timp oricum a fost documentarea, de care nu aș mai avea nevoie foarte mult acum. Cred că un apartament cu 2 camere totuși, la o renovare simplă, probabil ar fi durat maxim 2 luni. Se putea face ce am făcut dacă aveam un job de 8 ore? Sigur, dar ar fi durat mai mult. Dacă stau să estimez cât mi-a luat ca timp, mai mult decât dacă aș fi făcut cu meseriaș, acolo unde oricum trebuia să mă documentez, să caut meseriaș, să-i aduc să vadă, să fiu pe șantier, să-i controlez, aș spune că am făcut undeva în plus cu 80% ca timp. Puțin sunt dublu. Adică și renovatul cu altcineva, oricum mi-ar fi mâncat timp destul. Al doilea factor este ajutorul. Ajută să-l ai. Pe mine, de exemplu, m-a ajutat socrul meu în cam jumătate din timp, când mai venea de la el la casă din București, special pentru asta. Nu mai făcuse niciodată o renovare completă, nu avea o pregătire deosebită în domeniu, experiența lui fiind doar de câteva chestii micuțe făcute do it yourself la propria casă. Dar la anumite lucruri e nevoie de o pereche extra de mâini, mai ales când lucrezi cu chestii mari, la rigips, de exemplu. Te poți descurca fără ajutor, dar e mai ușor cu el. Ideea e că ajutorul nu trebuie să aibă vreo experiență în domeniu, ci doar dorința de a ajuta. Am mai avut și câțiva prieteni care au venit și m-au ajutat la diverse etape. Unul să pun parchetul în 2 camere, altul pe la montat benzi de etanșare, altul pe la glătuit, altul pe la montat de becuri. Nimic constant, doar pasager. De asemenea, nu trebuie să faci absolut totul tu. Deși 90% din chestiile am făcut în regie proprie, au existat lucruri la care am plătit manopera. De cele mai multe ori, pentru că în acele cazuri ar fi fost prea mare bătaia de cap să le fac eu. De exemplu, am avut nevoie de vreo 4 carotări. Luat de pe Olex un băiat, 100 de lei bucata, erau și la 250 de lei, dar din alea de nu lăsau nicio urmă după ei, dar nu m-a interesat. Ei erau un șantier, nu m-a deranjat niște apă care s-a scurs pe pereți. Montajul la termopane a fost vreo 3000 de lei. Din ce am văzut pe factură. Monta slăbuț, acum cred că l-aș face eu singur. Nu știu dacă poți să alegi chestia asta. Ușa de la intrare am luat-o cu montaj inclus, pentru că a fost doar vreo 200 de lei. Șapa elicopterizată am plătit-o. Sigur că teoretic puteam să o fac și eu, dar să bagi 7-8 tone de ciment în apartament, manual, ar fi luat probabil
o săptămână, 10 zile. Lavabila am dat-o cu pompa, nu m-a costat nimic, un prieten mi era dator. În plus, precum vedeți, majoritatea au fost operațiuni care necesitau scule specializate, scumpe, și care au redus enorm timpul de execuție. De acolo și rentabilitatea decât să o fac eu manual. Oricum, importanța sculelor este foarte mare. O să am un episod separat despre ce scule o să ai nevoie. Și proiectarea instalației de încălzire am plătit-o la Siboterm. Vă recomand site-ul lor, de departe cea mai bună sursă de informare pe care am găsit-o în această renovare. În al treilea rând este și aspectul financiar. Vă ziceam la mine că am o economie estimată de manoperă de vreo 20-25 de mii de euro. Nu e puțin, poate pentru unii, în timpul care le-ar lua să se ocupe de această renovare, ar putea să facă mai mulți bani decât manopera economisită și atunci poate nu are sens financiar. Dar, pe urmă, cum cuantifici financiar faptul că nu mi-a mai făcut atâtea nervi cu dorei din România, cu bulelelor? Cum cuantifici financiar experiența acumulată care te va ajuta în viitor să-ți întreții locuința și să te ocupi tu de mentenanța ei 20-30 de ani de acum încolo? Dar nu e totul doar financiar. Știți cum e aia? În viață trebuie să faci trei lucruri, un copil, o casă și să plantezi un copac. Eu mai aveam o casă de făcut. Ceva de genul ăsta. Apoi, după experiența pe care am avut-o cu Uber Bolt, în care am vrut să învăț o meserie într-o lună, renovatul casei mi s-a părut o experiență de 10 ori mai provocatoare în același sens al învățării de meserie. Aici aveam vreo 10 meserii în plus de învățat. Dar pe măsură ce am renovat, am mai descoperit încă un avantaj interesant. Mulți meseriași din România nu au școala în acel domeniu sau e făcut acum foarte mult timp. De cele mai multe ori au furat meseria de pe undeva și de atunci doar aia știu să facă. Nu mai sunt la zi cu cele mai noi tehnologii. Eu, apucându-mă în schimb să renovez, a trebuit să iau de la zero și să mă pun cu burta pe carte. Cu ocazia asta, afli multe chestii noi, de care meseria și chiar de specialitate nici măcar nu au auzit. Așa am ajuns să folosesc plăci PIR la izolație, boiler cu pompă de căldură, benzi de etanșare la termopane sau traseu circular la apa caldă. Problema însă e că de multe ori nici lucrurile de bază meseriașii nu le știu. M-am îngrozit când am vorbit cu oameni care se ocupau de montajul de polistiren, dar ei nu știau ce e aia coeficient de conductivitate termică. De electricieni care pun siguranțe de 25 de amperi pe prize, nici nu mai vorbesc. Și tot așa. Iar dacă nici tu nu știi care e problema în exemplele de mai sus, stai liniștit că o să le detaliez la fiecare etapă în parte. Așadar, de ce să renovezi singur? Pentru că e posibil să-ți iasă mai bine, cu tehnologie mai modernă, cu mai puțin nervi, cu buleli mai puține și să economisești bani importanți. Rămâi pe urmă cu experiență vastă, un arsenal de scule folositoare, o formă fizică mai bună și satisfacția lucrului făcut cu propriile mâini. Iar pe viitor o să fie tot mai greu să fii fraierit în domeniul ăsta de vreun meseriaș. De ce ai avea nevoie totuși atunci să te apuci de renovat? Păi, în primul rând să-ți dorești asta cu adevărat. Odată ce îți dorești asta, dacă fizic nu suferi de vreun handicap și ești dispus să-ți organizezi un pic timpul, renovatul de unul singur e 100% posibil. Experiența mea înainte de a mă apuca de renovat era de găurit pereți să montez rafturi și mobilă și schimbat prize și becuri. Și atât. Și am reușit, fără buleli majore. O experiență pe care nu o regret deloc. Dar înainte să te apuci de ea, trebuie totuși să o faci în cunoștință de cauză și să ai așteptările potrivite. Și despre ce așteptări ar trebui să ai înainte de a te pune la treabă, o să vorbesc în clipul viitor. Între timp, dacă ai întrebări, te aștept în secțiunea de mai jos. Dacă nu, până data viitoare, salut!